Să trăiești frumos e o artă. Învață cum la Școala Vieții. Mereu ai ceva de învățat la Școala Vieții cu Vasilica Ghițăene. Să-mi fac casă. Stim Dunăre împreună, măi Dunărea mea, și pe zi și pe furtună, hai Dunărea mea. Pe soare și pe furtună, hai Dunărea mea, și când plouă și când tună, hai Dunărea mea. Dragi prieteni frumoase, melodii solare din Dobrogea o să ascultăm în această seară și evident că m-am dus cu gândul la copilăria mea. Știți foarte bine, mulți dintre dumneavoastră, că sunt ialomițeancă și eu am avut o perioadă, le-am spus celor care mai au și conturi pe Facebook, dar și ascultătorilor o să le spun acum, că am avut o perioadă de viață când am trăit în regiunea Dobrogea. Da! Eram la Făcăieni, raionul Fetești, regiunea Dobrogea, adică în Făcăienul de acum aflat în județul Ialomița. Ascultam și vedeam dansându-se Geamparale, dar și Hore Montenești. Pe vremea aceea nici nu credeam că Geamparale nu au fost la noi în Ialomița de când lumea și pământul. Mai târziu am citit că ele s-ar fi putut acioa pe la noi tocmai din cauza că eram foarte aproape de Dobrogea. Ziceam eu, ce vreți, soarta teritoriilor aflate foarte vecine, deci... Cu ochii mei de copil curios am observat multe asemănări și deosebiri dintre noi ialomițenii și ei dobrogeni și am știut odată pentru totdeauna că folclorul este cel mai bun liant al oamenilor care vorbesc aceeași limbă și împart același teritoriu. Oamenii nu sunt prea tranșanți atunci când trăiesc unii lângă alții, în așa fel încât să respingă frumosul, bunul sau utilul, de oriunde ar fi venit toate acestea. Am observat că plăcinta dobrogeană cu brânză sărată seamănă foarte mult cu plăcinta creață cu brânză sărată a ialomițenilor, că peste el, ca șorțul acela de peste poale, s-a regăsit și în Dobrogea, dar și în Muntenia și chiar în alte zone, ce mai obiceiurile bune se transmit din aproape în aproape ca darurile aduse la nuntă în chiote de bucurie. La fel și colo și dincolo.
Au mai venit în ea Lomița de pe malul Borcei și alte forme culturale deosebite, fără însă să le asimilăm. Muzica turcească, tătărească, lipovenească, ne plăcea să o auzim, poate să o și îngânăm, dar doar atât. Parcă nu ne pricepeam la ea. În timp ce muzica solară dobrogeană o simțeam parte din noi. Despre aceste realități și legături între oameni care împart o zonă folclorică vorbim și noi în această seară, dragi prieteni, pentru că alături de mine în emisiunea astă seară la Școala Vieții se află Constantin Badea și Victorița Vlase. E foarte frumos studioul nostru pentru că e împodobit cu o groază de lucruri aduse de Victorița Vlase. O să vorbim și despre aceste lucruri. Suntem când și când tragem cu ochii la pălăria al domnului Constantin Badea, care l-a însoțit toată cariera muzicală. Așa este. Dumneavoastră și Gavril Prunoi. Pe Gavril Prunoi îl cunoștea imediat cum apăra cu pălăria și dumneavoastră cu pălăria dumneavoastră specifică lui Constantin Badea. Oricum, toate vor fi frumoase, vorbim despre tot felul de lucruri în seara asta. Așa ca să vedem că oamenii prin folclor se simt mai apropiați ca nație, ca popor și ca toți cei care au foarte multe lucruri în comun. Și asta spune foarte multe despre cei care încearcă să trăiască așa cum au moștenit sentimente, trăiri, folosințe și așa mai departe, lucruri care le dau senzația că nicăieri în lume nu pot trăi ca aici, pe pământul lor, aici, în România. Oricum, haideți să-l mai ascultăm și o melodie cu Constantin Badea și după aceea pornim să discutăm tot felul de lucruri interesante. Și zice Constantin Badea aici, m-a făcut mama să cânt. Păi ce să facem? Dacă l-a făcut să cânte, păi să cânte! Mai dor,
păcate, în seara asta atât de frumoasă pe care v-am pregătit-o, dragi prieteni, avem și o veste tristă. A murit maestrul Ioan Cobâlă, dirijorul Orchestrei Rapsozii Botoșanilor. Sute de înregistrări are domnul Cobâlă pentru Arhiva Radio România, dirijând Orchestra de Muzică Populară Radio și apoi Orchestra Rapsozii Botoșanilor, alături de mari interpreți ai Moldovei, Laura Lavric, Daniela Condurache, Mioara Velicu, Sofia Vicoveanca, multe nume sonore ale cântecului popular românesc. În concertele Orchestrei Rapsozii Botoșanilor a colaborat cu cei mai de seamă interpreți din toate zonele folclorice ale țării. Viața și moartea, până la urmă, dragi prieteni, este dată tuturor oamenilor și nu putem să lipsim nimeni de la apelul vieții și de la cel al morții. De aceea am vrut să subliniem acest eveniment trist și să păstrăm, ca să zic așa, un moment de reculegere de câteva secunde pentru cel care a fost maestrul Ioan Cobâlă și să-i spunem odihnă veșnică și Dumnezeu să-l ierte. Mereu ai ceva de învățat la Școala Vieții cu Vasilica Ghițăene. Cea mai frumoasă geampara pe care o știu eu, Marcel Budală, la acordeon. Când ai învățat, Victorița Lase, să joci geampara? Mai aproape de microfon, te rog. Am învățat să joc geampara din școala generală, de acasă. O fi vreun om din Dobrogea să nu știe geampara? Vai de și mine, nu cred. Da, în primul rând vreau să vă spun bună seara dumneavoastră, da. Bună seara radioascultătorilor, bună seara Costică, bună seara celor din redacție și... Să română, doamna Vasilica, bună seara! Mă bucur că sunt aici! Salut cu tot respectul ascultătorii Antenei Satelor și chiar mi-a fost dor de ei. Chiar, și mie mi-a fost dor de dumneavoastră. Sunt câțiva ani de când n-am mai și spus Victoriței că sunt repetentă la capitolul Constantin Badea. Că nu l-am văzut de mult. Vă întrerup, știi cum mi-a zis? Auzi, vezi tu cum faci și el pe Costică și vino cu el în coace. Așa cum făcea doamna Natalia. Da, ce frumos e cântecul al dumneavoastră cu Natalia Șerbănescu. Să-l avem în seara asta, că țin foarte mult Dorulez de la Constanța. Dorulez de la Constanța. E un șlagăr, să știți. Păi, sincer să vă spun, eu mi-amintesc că prin 96-97 da? Era foarte difuzat la Radio Constanța și doamna Angela Culețu chiar a făcut o selecție și a fost cel mai cerut și cel mai difuzat în acea vară. Păi de unde credeți că știu Constanța? Eu? De la Angela Culețu, că am făcut o perioadă lungă de timp cu Angela Culețu, niște emisiuni duplexuri. Da, sâmbătă da, erau duplexurile Antena Satelor Radio Constanța. Radio Constanța, da. Când făceam emisiunile cu Angela Culețu sâmbătă de sâmbătă. Ce de interpreți ne-au trecut prin mână și mie și ei. Dragă Victorița, apropii-te de microfonul, parcă ți-e frică de el. Nu știu. Îmi place să stau să văd. Ești foarte gătită și foarte solară, cum am zis. Sunt foarte gătită, mă mândresc, sunt gătită astăzi cu o ie lucrată de mine. Așa? Și cu o pistelcă primită în dar de la doamna Daniela Jipa de la Tulcea. Da, încă o dată îi mulțumesc pe această cale. O să-mi fac și eu un costum de ialomiță. Da, și vroiam să vă spun în legătură cu ialomițenii și cu dobrogenii. Păi să știți că eu, satul de unde vin părinții mei, de unde vin străbunicii, așa s-a numit Sătuc și a fost chiar unde este Giurgen Vadu Oi, de fapt. Deci tu ești ialomițeancă. Sunt după mama ialomițeancă, mama e din Brăilița, iar după străbunici, tatăl meu mi-a spus că străbunicii sunt din Caliacra, că au venit în țară pe la Durostor, au intrat pe la Călărași. Măi, și s-au așezat. Deci. Eu știu, oi fi, nu știu ce sunt. Ce de sânge ai acolo? Suntem pe granița dintre Ialomița și Dobrogea. Așa? Și știu, așa am citit povestea scrisă în cartea bisericii, satul se cheamă acum Gura Ialomiței,
povestea scrisă de părintele Iulian în 1930, spunând că au fost 10 familii, printre care și familia alor mei, adică familia berbeceștilor, lupăceștilor, copilăieștilor, care erau berbec, de fapt, Lupașcu, Copilău, Zaina, Joglovan. Astea sunt poreclele voastre. Sunt denumirile, numele de familie. Numele de familie. Da. Aceste familii sau am găsit scris în cartea bisericii, este scrisă povestea satului de părintele Iulian, preotul bisericii. Da, trebuie să recunoști că elementul dobrogean a fost predominant, drept dovadă din cauza că anumite ăștia da, că și-a ales și vreau să vă mai spun că eu ales n-am cântat cântecul dobrogean. Adică îmi place să cânt și cântecul ialomițean, dar la școală, având ca învățătoare pe doamna Denca, așa? Gurgu după soț, mai la microfon la mine. Din Silistra, Bulgaria. Așa? Păi ce puteam să cânt eu dacă primul cântec care l-am învățat la școală a fost așa: ste pe drac și se surpline, dobrogean iubit pământ, tot mai des și tot mai bine, mai fervinte eu te cânt. De mi-ar cere soarele ca să-i dau ogoarele, nu i-aș da nici lui, nici lui, dragostea pământului. Băi, dar ce voce ai și acum? La 63 de ani, doamna Vasilica. Mulțumesc! Mulțumesc! Bă, tu spui mai am puțin. Întreb și eu așa, mie nu-mi place întrebarea asta, dar mă întreb, de la ce vârstă ai început să cânti? De copil. Că știi că ăsta e răspunsul de și copil. Întrebarea celebră. De când ai început să cânti? De copil, de acasă, de la școala generală, doamna învățătoare. Și cântai și ialomița și... Foaie verde, măghiran, măi, greu ușor din bărăgan, măi, te apleci în vânt ușor și mi-a prins suflet dor. Toată ziua tot peșesc să mă pierd prin greul des, să mă pierd prin greul des, măi. Sau foaie, foaie verde, foi ca vița, când eram pe ialomița, când eram în satul meu, mă iubeam cu un flăcău, of, of, of și aoleu. Când eram în satul meu, mă iubeam cu un flăcău, of, of, of și aoleu. Frumos, măi, Victorița, foarte mulțumesc. Frumos. Foarte frumos, ai avut un dar acolo pus de Dumnezeu în gât. Da, să știți că la ursitori, că știți că la țară se puneau ursitori, a treia zi după ce erai născut, moașa îți punea ursitori și punea sare, zahăr, pâine și mie mi-a spus că moașa, mi-a spus mama mea că mi-a pus o găleată plină cu tufănele. Și îți plac tufănele? Îmi plac florile, le rup plac pe unde le văd. Asta da, probabil toamnă. Că florile alea au fost destinul meu. Da. Așa este. Eu încerc să găsesc legătura cu ascultătorii noștri, de-aia mă tot uit. Ia uitați-l pe domnul Badea aici. Ce faceți, domnul Badea? La școala vieții sunteți. Wow! Da! Domnul Badea! Încă un examen pe care un examen îl dau. Un examen da, da. Da, de da. Fapt, fiecare clipă pe care o trăim este, să numim așa, un examen, o zilnic. Eu încerc să găsesc legătura cu ascultătorii, asta încerc aici, dar dau numai de dumneavoastră, vă iubește ecranul. Cred că poza asta e de undeva de la spectacol. De prin vreun spectacol, cu siguranță. De la Tuzla, din Constanța. Am după înțeles. Copac și așa cum arată. Mi-aduc aminte. Domnul Badea, ia ziceți-ne dumneavoastră cum v-ați întâlnit cu muzica populară, pe ce uliță? Cu muzica populară m-am întâlnit în casă. În casa dumneavoastră? În casa mea. Mama mea cânta foarte frumos. Era o enciclopedie de folclor. Știa balade de zeci de strofe, deși avea numai 3 clase. Da, mama mea și, de fapt, părinții mei au venit din Cadrilater. Ei acolo au trăit până în 40, când s-a făcut... Am de-a face cu 2 străini aici. De aceea... Norocul război din 1877 că m-a adus aici. Vreau să vă spun că eu chiar în momentul când am fost... acum vreo câțiva ani, vreo 7-8 ani prin Dobrogea, da? Pe la locurile unde au trăit părinții mei, parcă simțeam ceva, ori era
așa o simțire, sentimentul dumneavoastră, sentimentul de întoarcere, da, acasă, simțeam, da? Că parcă e ceva, o emoție, o chestie profundă. Eu, să știți, când mă apropii de făcăieniul meu natal, începând de pe la Fetești, așa, sunt 22 km de la Fetești. Vă spun eu, începe o altă țară, da. E o altă lume. O altă țară și în capul pieptului, și v-ați dat vreodată în leagăn? Da. Că da. Ăla-i sentimentul, ăla-i sentimentul. Și cu cât mă apropii, am niște emoții profunde, așa, și când intru în sat, încep să mă uit în stânga, în dreapta, vreau să văd oamenii pe alu cu tare, pe alu cu un tare. Un sat așa de mare, de, da. Ai impresia că nu mai se termină. Și când ne duceam de aici, de la București, cum treceam podul la Cernavodă, zic, am ajuns acasă. Zicea, au intrat în țara lor. Da, în țara lor. Nu știu, e legătura pământului. E... Da, e, noi suntem, știți cum se spune, că noi suntem născuți într-un loc și locul îl luăm mereu cu noi. Și nu, eu am fost în Brazilia și am simțit la un moment dat pământurile roșii din Brazilia seamănă într-o câtva la un moment dat câmpurile. Am fost pe câmp, cu agricultura am fost acolo. Așa, pe câmp seamănă cu zonele alea cu, de pe lângă apele de la noi, de pe lângă Borcea. Undeva pe... la Hârșova. Da, așa, sau, așa. Da, sau la pe Canara. La Caraburum, îi zicea, la Canara. Marginea lacului Sinoie, unde se, ești și pădure și ai... Și senzația mea a fost când am ajuns chiar și în Brazilia că parcă o parte din pământul nostru era acolo și totuși, și totuși, nu mă așteptam să văd neamurile. E, noi venim, da, din locurile dintre ape și cer. Dar se spune despre zonele astea și Dobrogea, ai că Dobrogea are mai multă tradiție în costume, în toate lucrurile făcute cu mâna, că ia Lomița și... Hai și Dobrogea, n-ar fi atât de bogate ca alte zone ale țării, în tradiții, dar... Eu cred că este spus greșit. E greșit, nu? Da, 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 da. Pentru că în Ialomița am întâlnit costume, dar cântând cântecul dobrogean și cercetând, am scotocit ce am găsit la costume și am și cusut personal eu. Și multe, multe foarte frumoase, cu toate că elemente din Ialomița... Malul stâng și malul drept, drept al, da, Dunării coincid. Da? Coincid, da, ca modele, costumele, cusăturile. Cusăturile, da. Sigur că da. Și da, ele se regăsesc în susul și în josul Dunării, să știți. E... Chiar până în Teleorman. De multe ori. Apropo că până în Teleorman, că eu de acolo de unde vin, a fost pădurea Chirana. Și acum este acolo un tatăl, restaurant tatăl la Chirana. Tatăl meu îmi povestea despre Chirana. Și această pădure, pădurea nebună, sau pădurea Teleorman, cum îi spuneau în limba turcă. Da? Da, și care mergea de acolo, de la Giurgeni, de la pod și până la Teleorman. Teleorman, da, da. Atât de mare a fost. Mamă, ce-au tăiat românii. Da. Ce-au tăiat românii, că e distanță. E distanță, sunt vreo 200 și ceva de kilometri de acolo, de la Giurgeni până către Teleorman. Știu după cum mergem noi cu mașina când ne ducem la Teleorman la Făcăieni. Zice aici Costel Dăscălescu, zice ceva. Adică eu am făcut legătura aici, nu știu de ce nu ne vedem aici, ar trebui să ne vedem, dar mă rog, încercăm să facem legătura când putem. Ascultătorii noștri sunt pe recepție. Până reușim să facem legătura cu clipul acesta, aproape că nu contează, că noi suntem aici și vorbim despre lucruri importante. Vreau să vă întreb pe amândoi, dacă muzica populară este ceea ce v-ați dorit de la viață, mai mult decât alte lucruri care vi s-au întâmplat, a fost dorința numărul unu, harul numărul unu? Poate să zic, dar asta pe la vreo 15-16 ani, când așa? Am venit în București, deși tineretul, știți dumneavoastră, la vremea respectivă, mijlocul anilor 70 spre 80, era mai mult spre... muzica ușoară, tendințele astea moderne de la oraș, eu am continuat să cred, da, că acel cântec pe care mi l-a cântat mama îl pot duce mai departe. Nu știu,
Ăsta a fost crezul meu. Care a fost primul cântec? Primul cântec pe care l-am cântat a fost... Foaie verde șolalea, hai diridai da, umflă cău și cu mântra, hai diridai da, tot ținându-se de mână, hai diridai da, au trecut podul împreună, hai diridai da, și-au trecut prin baltă, unde iarba înaltă, Dunărea-i tivită, numai curătită, ai lele, ai lele, hai zi așa, ca în Dobrogea. Acest cânten l-a cântat la debutul meu scenic, da, în București, la Teatrul de Vară Herăstrău, aveam 17 ani, într-un mare spectacol alături de Mariana Bădoiu și Taraful, dirijat de Fărămiță Lambru. Nu prea îl știam, nu descoperisem eu vedetele cine-i Fărămiță Lambru. Abia după ceva timp, zic eu, uite, domnule, cu cine am avut cu eu? Cu cine am cântat eu cu Fărămiță Lambru la acordeon. Iar da, tu? Da, da. Eu am plecat de acasă în vacanța, după clasa a șasea, am venit cu tata în București, a venit la un control medical și am rămas în București în vacanță. Așa. La 1 septembrie m-am dus acasă, am venit la sora tatălui meu care nu avea copii. La 1 septembrie m-am dus acasă și le-am spus că eu vreau să mă întorc înapoi la București, la școală. Nu prea le-a venit să creadă. În sfârșit, până la urmă, a venit unchiul și mătușa după mine, m-au luat și în 1970 și am început anul școlar, clasa 7 în București. Am 50 de ani de București. Și la școala generală unde am învățat, școala era pe atunci patronată de o instituție, de o fabrică, era patronată de întreprinderea metalurgică din sectorul 2. Metalurgica avea o orchestră de mandoline dirijată de un dirijor grec, Eros. Așa. Denes, Dinu Eros îi Așa. Spuneau, și cântau la mandoline. De la școală a întrebat cine știe să cânte, era 8 martie, ne-am dus și am cântat pentru ziua femeii, pentru ziua mamei, cum spuneam. Și după spectacol a venit domnul de la sindicat, ne-a oprit pe fiecare de care i-a plăcut și am venit în București cu cântecul de acasă și am cântat cu orchestra de mandoline din sectorul 2. Și mai departe am cântat și cântece dobrogene, Fata cu ochi măslinii. O, ce frumos că-i Fata cu ochi măslinii, mândră dobrogeană, nu te duce la izvor, singură codană. Nu te duce la izvor, singură codană. Și-am mai cântat ceva. Doamne, ce șlagăre la ăsta. Da. Lăstărel de primăvară, trililișe, trilila, zboară cânteșelul, zboară trililișe, trilila, și lângă năflăcăiaș, trililișe, trilila, cu un zvon de fluieraș, trililișe, trilila. Ăsta am cântat că mi-a zis dirijorul, altceva ce știi să mai cânti. Și am cântat și câte mândovenesc. Da, ce auzeai la difuzor. La radio, da. La difuzor, te rog frumos, așa să cânta pe vremea. Da, știu că eram perete, era micuța albă așa și doar un singur program. Toate curțile doar erau un singur difuzoare. Program, da, se asculta. Radio România. Da, și așa, de la orchestra de mandoline am plecat la Școala de Artă Populară, de la Școala de Artă Populară împreună cu orchestrele reunite pe București și Costică la fel, am mers în diverse concursuri la Cântarea României. Și așa... Era bine la Cântarea României? Eu zic că da, pentru că de acolo... De acolo... Așa s-a cântat România. Exact, și chiar era frumos, cântecele erau... Da, în afară de cântecul de viață nouă, un cântec, pe lângă cântecul ăla, puteai interpreta o baladă, puteai interpreta o doină, un cântec de dragoste. V-a oprit cineva să cântați cântecele astea? Nu. Dar de acolo au apărut valorile. Așa este. Cu părțile negative care le-ar fi avut, deși eu nu cunosc părți negative, pentru că, iată, mari interpreți ai cântecului popular dintr-o asemenea emanație exact. Au ieșit.
și este extraordinar. Cu ce a greșit Elena Ionescu, cojocarul, Dumnezeu să o odihnească, când a zis: Dobroge, mândră grădină, tare dragă mi-ești, mândră sunt văzând cu ochii cum tu înflorești. Rim diri 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 dim diri, cântă țara mea, rim diri 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 dim diri, cânt și eu cu ea. Da, nu e nicio greșeală. Păi, și cântecul la care l-am cântat noi, Grușor din Bărăgan, tot cântec de viață nouă a fost, dar a prins foarte bine. Știu că toate grupurile vocal-folclorice din Dobrogea și din Ialomița l-aveau înscris în programul lor. Noi chiar ce corul de la Făcăieni, condus de Gheorghe Mușica, aveam noi un dirijor și un cor fenomenal. Am și luat premiul întâi pe țară cu un asemenea cor și cu toate cântecele care le-am cântat, și nu erau numai cântece de viață nouă, erau cântece preluate din marile cântece din arii de opere, prelucrări din, de folclor. Eu am fost și voce pe acolo, da. Se vede că concurați cu noi. Da, a fost tot timpul, da, am iubit muzica sub toate formele și am cântat și muzică. Mă, sfârșit, nu e treaba mea în seara asta, nu eu sunt aici invitat. Dumneavoastră cu noi. Da. Și mi s-a părut extraordinar că dobrogenii și ialomițenii au avut cumva, dintr-un anumit punct de vedere, niște tradiții comune. Și da, ce mi-a plăcut mie cel mai mult și la dobrogeni și la ialomițeni, cum intrau ei când aduceau darurile la nuntă. Mai ți minte? Și cu darurile alea deasupra capetelor. Cu pernele și cu cum jucau. Da, când da, se duceau puse, să ia mireasa, s-o puse aducă pe acasă. Umăr ce avea de dat sau cui avea de dat. Pijamale, exact. Materiale de prosoapă. Materiale. Veneau cu căruțele, da, și în căruță jucau cu verturile, pernele. Tot ce luau de la mireasă. Și chiotele alea pe mine îmi ridicau părul de pe mâini când le auzeam. Îmi plăcea foarte eu mult. Eu încă mi-aduc aminte și ieșeam la poartă când era câte o nuntă în sat, în Râmnic, mai ales nunte de machidoni. Treceau 3, 4, 5 cu cai frumos aranjați, cu ce aveau ei, macate, pături, perne, da, plăpumi, și treceau pe 2-3 străzi, așa se duceau de la mireasă cu zestrea către casa mirelui. Dar numai în acordul muzicii și chiotelor, și era copil fiind, ieșeam și eu între cei mari și mă strecuram să văd ce. E adevărat că la nunțile astea, la un moment dat, erau niște momente de câteva minute, când știți că era moda cântecelor turcești, cântate de frații Cocoș, de Nurmambet Kadvie, da, așa, da. Și erau niște melodii turcești care prinseseră oarecum la, dar cele mai cunoscute, nu foarte multe, dar atât, un moment. Dar lumea, cântăreții de muzică populară din Dobrogea, din Ialomița, nu cântau cântecele astea. Cântau o formație care venea la nuntă. Da. Și parcă ofereau un moment așa de respiro celor de la masă. Da, ceva mai special. Deci nu s-au amestecat. Absolut. Da, fiecare a avut drumul lui. Cântecul românesc și-a păstrat canalul lui, cel macedonesc. Deci niciodată n-am intrat în felia altuia, cum da, s-ar spune. Da, pentru că, de pildă, în Banat, S-au mai amestecat lucrurile. Cu cele sârbești. Cu cele sârbești. Ceea ce nu s-a întâmplat în Dobrogea, unde sunt mai multe etnii. Suntem locul cu cele mai multe neamuri. Da. Fiecare și totuși neam nu s-au amestecat. Și-a păstrat mâncarea lui, portul lui, cântecul lui, îmbrăcămintea. Da, știți cum? Ca făceau ăștia o reclamă la tigăi, oale, minune, că pui carne, pui... Și fiecare își păstrează gustul, deși toate se amestecă. Da, așa s-a întâmplat și la noi. Așa s-a întâmplat, deși au fost foarte multe etnii, n-au fost cazuri de amestec de... Poate doar faptul că s-au căsătorit între ei, atât, unii cu alții, dar în rest... Poate doar a românii, din folclorul a românilor, au preluat și românii, pentru că întrucâtva noi cu ei avem lucruri comune. Asta este foarte clar. Avem jumătate... Ce? Rădăcina este comună. Da. Sigur că da. Deci și doar acolo s-a întâmplat lucrul acesta. Celelalte nu. Nu mai zic de folclorul lipovenesc. Eu, Făcăieniu e lângă Bordușani. Bordușani, da. 70% sunt lipoveni.
De la Cegan e soția vărului meu. Așa. Și acolo. Și acolo, și acolo nu s-a amestecat nimic. Și acolo lucrurile sunt fiecare pe ulița lor. Da, și cu hainele lor specifice. Exact. Asta înseamnă că noi cei de acolo am avut respect unul față de altul. Românul față de machedon, față de lipovean, față de turc și ei la rândul lor față de noi. De ce să mă amestec eu în bucătăria lui Vlad, deși la bucătărie mai făceam. S-ar putea mai luăm lucruri. Datorită acestor chiar lucruri este Dobrogea frumoasă. Da, tocmai că s-au întâlnit atâtea neamuri la un loc și se înțeleg foarte bine. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu e ca la turnul Babel. Nu s-au amestecat toate limbile. Haideți să ascultăm un pic de muzică. Eu am ales aici din melodiile voastre. Ia uite ce e aici. Victorița Vlase, Constantin Badea vor cânta și de pe CD-urile care mi le-a adus, am făcut o selecție și din ce are domnul Constantin Badea în Fonoteca Radio, așa că hai să ascultăm muzică cu Victoria Vlase și Constantin Badea. Pământ dobrogean, hai diri 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 dira, casă de țărani, pământ dunărean, hai diri 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 dira. Casa mea cu grădiniță, hai diri 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 dira, și fântână la portiță, hai diri 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 dira. Mă așteaptă cu drag cu părinții prag, hai diri 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 dira. Mă așteaptă cu drag cu părinții prag, hai diri 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 dira. Stufa acoperite, hai diri 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 dira, albe văruite cu stufa acoperite, hai diri 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 dira. Hai diri 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 dira, casă de țărani, pământ dunărean, hai diri 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 dira, dor de casa mea, de la Dobrogea, hai diri 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 dira, casă de țărani, pământ dobrogean, hai diri 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 dira. Thank you.
dragostea-n cărare mai mândruță mai. În amurg mândro pe vale mai mândruță mai. Liri-ri-ri-ri-ri-ra-i, la-ra-i, liri-ri-ri-ra. Liri-ri-ri-ri-ri-ra-i, la-ra-i, liri-ri-ri-ra. Liri-ri-ri-ri-ri-ra, la-ra-i, liri-ri-ri-ra. Liri-ri-ri-ri-ra, la-ra-i, liri-ri-ri-ra. Dragă-mi crește inima, o cheșică, dobrogeanca mea, pe nimic în lume, dragă.
dragă, eu nu te-aș schimba. Mândrulița dorului, ochii mura câmpului, ochii mura câmpului. Părul pana corbului, gura roșu mărului, gura roșu mărului. Măi, ochișică, dobrogeanca mea, cum te văd în cale, dragă-n crește inima. Ochișică, dobrogeanca mea, pe nimic în lume, dragă, eu nu te-aș schimba. Pasă pe suflet greu. Ce-ai iubit inima mea, mor și nu mai pot uita, mor și nu mai pot uita. Măi, ochișică, dobrogeanca mea, când te văd în cale, dragă-mi crește inima. Ochișică, dobrogeanca mea, pe nimic în lume, dragă, eu nu te-aș schimba. Ochișică, dobrogeanca mea, crește inima. O pieșică, dobrogeanca mea, pe nimic în lume, dragă, eu nu te-aș schimba. Ești la Antena Satelor. Ai ajuns la fix. A fost ora 21. Să trăiești frumos e o artă. Învață cum la Școala Vieții. Mereu ai ceva de învățat la Școala Vieții cu Vasilica Ghițăene. Bate! Ei, dragi prieteni, am jucat geamparaua mai bine decât Victorița, așa zic eu, mă laud.
De unde? Ne-am rupt picioarele amândouă pentru că... N-am avut loc aici. Da, n-am avut loc. Avem loc. Dar problema e cu picioarele noastre, care nu mai țin ca în tinerețe. Țin minte că am jucat odată la o nuntă 3 zile. Și după 3 zile... Am întrebat-o pe mama, nu știu de ce mă dor picioarele. Mama ta, du-te și te culcă. Pentru că, uite, Ionuț Petreacă tot vroia să intre și n-a reușit, pentru că noi n-am dat drumul la telefoane. O să rog pe colega mea din regia de emisie să dea drumul înțeal la telefoane. Poate ne prinde și Ionuț, dragă Ionuț, fără cuvinte. Mulțumim pentru că ești alături de noi. Te așteptăm cu un telefon aici. Elena Pană, bună seara, oameni frumoși, vă urmăresc cu drag și ascult cu drag melodiile voastre, zice. Ne salută și din Făcăieni, Ialomița, doamna Nuții, Izot. Credeam și... că doamna Mușa. Doamna Mușa e nițel mai încolo de doamna Nuții. Sunt vecine, să știi. Le salut pe amele. Le salutăm pe amândouă. Și noi vă salutăm. Ia să vedem ce zice. Domnul Mierliș zice că vă o cunoaște pe doamna Victorița Vlase de la un spectacol care a fost acum câțiva ani. La Vasilas de Călăraș. Exact. Așa, Maria Ciobanu, doamna din Constanța. Ia auziți cine ne salută pe noi. Vă rog să vă puneți căștile că avem pe cineva la telefon care vrea să vorbească. Dar unde sunt căștile tale de aici? Nu, domnul, i-ați furat casca, doamna Victorița. Domnul Badea faci chestii din asta. Bună seara, bună seara. Sărut mâna domnilor, salutare stimate domni. Bună seara, domnule. Vasilica. Bună seara, Ionuț, Ionuț, salut, salut. Salut, Ionuț. Permiteți-mi să salut și să mă bucur de acest moment pe care dumneavoastră, doamna Vasilica Ghiță Ene, îl oferiți în această seară tuturor celor care, iată, așa cum și eu aici de departe, de la vreo 2000 și ceva de kilometri vă ascultă și ei, fiecare din locul lui. Da, nu puteam să stau cu mâna în sân așa și cum dumneavoastră vorbeați la început de emisiune și ați spus de acel sentiment când intrați în sat, ca simțiți un nod în capul pieptului, așa. Așa, nu un nod, un gol. Un gol, scuzați-mă, da. Ei, așa am eu acum un gol, pentru că... Că n-ai fost aici să joci o geampara cu mine. Dar m-am bucurat că le-ați jucat dumneavoastră și așa puteți arăta și celor de acasă, care poate nu știu. Însă ce vreau să spun, aș vrea să fac așa un arc peste timp. Da. Mă chinui să vorbesc mai repede, să nu ocup prea mult. Și să mă întorc în urmă cu câțiva ani, mai bine de 10 ani, aproape 13 la număr, când domnul de față, un mare maestru, și eu îi spun așa, primul interpret dobrogean jet pe jet, domnul Constantin Badea, așa. Atunci când ne-am întâlnit noi la Negru Vod în anul 2009, unde eram un copilaș și vreau să amintesc aici de regretatul Dan Voicu, ne-a unit și atunci am cunoscut pe cei doi invitați. Doamne, cât a făcut Dan Voicu pentru folclorul dobrogean. Doamne. Și mai cu seamă, da, într-adevăr, eu îi rămân veșnic recunoscător. Iar în acea zi, domnul Constantin Badea mi-a întins o mână și mi-a oferit atunci unui tânăr debutant câteva negative al unor piese mai vechi, printre care și o cheșică dobrogeană. Și dacă n-am avut ocazia să o spun vreodată public, vreau să-i spun astăzi. Stimate domn Constantin Badea, vă mulțumesc că, iată, după 13 ani de când am debutat, n-am uitat și vă rămân veșnic recunoscător și dincolo de alte mă bucur că ai făcut școală pe negativele alea și iată, ți-au fost de folos și tu, băiat silitor și cu dragoste de cântec, ai continuat și ai reușit să aduci și să-ți faci și repertoriu. O traiectorie foarte frumoasă pe care am urmărit-o așa mai din umbră, poate că nu întotdeauna ți-am răspuns la ceea ce, la evoluția ta, dar m-am bucurat în sufletul meu că te-ai ridicat pe picioarele tale cu capacitatea ta, cu vocea ta, cu tot ce ai putut tu și ai reușit să, te înscrii. Ionuț este un personaj interesant. Și eu vreau să subliniez aici că
are un fel de bunătate pe care vrea să o transmite tuturor. Are o iubire față de oameni extraordinară. O sărumână. Doamna Vasilica, astă seară vă mulțumesc din suflet, domnul Constantin Badea, doamna Vasilica, vă mulțumesc, doamna Victoria, vă îmbrățișez. Astă seară este despre invitația dumneavoastră, vă mulțumesc din suflet. Sănătate multă! Sănătate multă și mulțumim pentru telefon și mă bucur că te-am reauzit la telefon. Și ne bucurăm că și ne asculți. Sigur că da, am ascultat încă de pe primele acorduri care au început cu doamna Raluca Pătuleanu și rămân aici până la sfârșit. Vă îmbrățișez, vă să doresc tot binele. Fii sincer, ai jucat și tu pe acolo prin casă? În suflet întotdeauna. Lasă când îl prindem o dată aici, îl pun eu la teste, să văd ce știe. Da, știe foarte bine. Știe? Foarte bine. Știi cum îi zic eu? Auzi, Ionuț, știi cum îi zic eu la Geampara? E valsul dobrogenilor. Da. Este joc pe bani tradus în turcă sau fără ceva bani. De genul. Geampara, fără bani. Deci îl jucăm la liber. Da. Vă doresc o sănătate. Seară frumoasă. Mulțumim în continuare. Mulțumim de telefon. Alături. Sănătate. Maria Ciobanu zice că o emisiune frumoasă cu îndrăgiții interpreții ai cântecului popular dobrogean. Cu drag vă ascult de la Techiriol. Iar Ghiță mulțumim. Ionel, mulțumim. Cine credeți că e Ghiță Ionel? Nepotul meu de la Constanța. Și e pe linia 102 Faleză Nord Mamaia, așa ce ascultă el în autobuz Antena Satelor. Mulțumim frumos. Mulțumim, ei iubește foarte mult muzica populară. Și Elena Sârbu ne salută, n-are ce să facă, zice Geamparele, dansul făcăienului, frate, cu dobrogeanu. Pentru că e sora mea. Uite ce face la ora asta, ascultă Antena Satelor. Să știți că n-am pus-o eu să asculte, e îndrăgostită de Antena Satelor, e fan Antena Satelor, cum zice ea, fan activ. Gabriela Angelescu, ascult cu drag Antena Satelor și iubesc tot ce înseamnă folclor. Succes tuturor! Maria Niculeț, iată, mă bucur din suflet. Maria, să putea să lipsească, ea e pe recepție întotdeauna. Și să aud pe invitații dumneavoastră la începutul primul meu weekend. Doamna Maria Niculeț, domnișoară, doamna. Domnișoara. Așa, să știți că eu mă referam la tabloul ăla, eu tabloul ăla vreau să mi-l facă doamna Maria Ciobanu de acolo, de la Dobrogea. Nu să mănâncă, de mâncat mănânc chiar. Ne-a adus doamna Vlase niște plăcințele și îi păstrez, dacă se poate, și lui Polina pentru când se întoarce acasă. Chiar dacă vin din Oltenia, zice Maria Niculeț, muzica din Dobrogea este o mângâiere pentru sufletul meu. Cu doamna Victoria m-am revăzut de curând și îmi este aproape și o prețuiesc mulțumesc enorm. Mulțumesc mult din sufletul Mariei pentru tot ceea ce face, pentru că ne postează toate emisiunile, nu-i scapă nimic și vreau să-i spun la mulți ani multă sănătate, că pe 8 septembrie se sărbătorește ziua Sfânta Maria și să fie sănătoasă, atât am doresc. La noi când ne spunea mama, eu eram foarte slabă, și când ne spunea la mulți ani să fii frumoasă, galbenă de greasă, să faci stele în ciorbă. Adică grăsimea de la pasăre când se... Așa face grăsime. În apa fierbinte, da. Face stele. Aia este găină importantă, nu? Îmi este aproape, domnul Constantin Badea zice, cântând fragmentul din repertoriul Ștefaniei Stere, i-a plăcut foarte mult. Maria Niculeț, atâta timp cât există dumnealor, folclorul dobrogean este pe mâini bune. Da, Maria, așa este. Și poate mulțumim, odată aș vrea Maria. Să mă întâlnesc cu tine, dragă Maria, să vorbim despre pasiunea ta pentru cântecul popular, pentru că chiar te leagă. Iubește, e chiar o pasionată, e sufletistă, îi plac oamenii. Uite, vă salută și Elena Chirică. Felicitări pentru emisiunea aceasta. Și noi o salutăm. Sărut mâna, doamna Chirică. Și Ciulina Aurelia vă zice bună seara. Și Ioan Vasilache, felicitări pentru emisiune. Ne salută din Dumbrăven, Suceava, Marina Nișoara. Ce seară minunată, doamna Vasilica. Sănătate invitațiilor dumneavoastră. Venim și la Suceava dacă ne invitați, dar să treacă COVID-ul. Așa, așa. Seară liniștită și noapte bună, zice Dora. Ioan Maria Câmpeanu, mă bucur foarte tare că ați început să invitați soliști în direct, înseamnă că intrăm în normalitate. Doamne ajută. Să dea Dumnezeu.
Și Rodica Răuță ne salută. Mi-aduc aminte de copilărie când la nunți se încărca zestrea mirese și mergeau la mire, da, și chiar se chiulea. Avem aici niște batiste foarte frumoase. La ce foloseau batistele astea? Erau ca o podoabă pusă la costumul popular. Celor care se uită în direct pe antenă. În zona de nord a Dobrogei, la Tulcea, acolo, special pe la izvoarele, acolo există doamna Sinica Ciobanu, care o salut din toată inima. Le doresc sănătate întregii familii și de la dânsa am foarte multe modele și am învățat să... Și tu mai cuși încă de-astea? Da. A? Da. Nu te-ai lăsat? Nu. De ce să mă las? Să rămână moștenire, să Badea, se ducă mai departe. Nu vă ocupați și dumneavoastră cu de-astea? Eu o încurajez, să știu. Asta îmi spune că devin maestru. Da. Și apreciez, îi spun bravo, Victorița, foarte frumos. Și pestelcile și ia de sus. Ați venit cu o ie foarte frumoasă făcută aici și o ie pe dumneavoastră foarte frumoasă. Asta este de la, de Oltina. Făcută cu mânuța domniei sale. Așa. Județul Constanța. Avem aici fote, avem cămașa de noapte a tatălui dumneavoastră. Da. Câți ani are cămașa asta? Păi tatăl meu... În 2012 a plecat din, în 2014 a plecat din această lume la 83 de ani și dânsul cred că avea când a fost 26 de ani când s-a căsătorit. Și era cămașa lui de noapte. Da. A primit-o la mai nuntă. Mai țin cămășile de noapte acum atâta. Da, uitați-vă că s-a decolorat. A da, ieșit, doar că e, dar e întreagă întreguliță. Este întreagă, întreagă. Am și eu una acasă. Am primit-o în dar de la... Ologianu de la... Așa să le spun ascultătorul că avem și poale. Avem și poale. Dar astea-ți dă ea lomița, să se știe. Dați cu sute de doamna Victorița, cu drag. Sunt și sper de, să le port cu model de bărăgan. Așa, cu model de bărăgan. Pentru că mi-am propus, dragi prieteni, să-mi fac și eu un costum din patriotism față de ialomițenii mei, să-mi fac și eu un costum. Și să le învățați să le cântați așa. Foaie verde, măghiran, m-am născut în bărăgan, ialomița m-a scăldat și soarele m-a zvântat. Ialomița m-a scăldat și soarele m-a zvântat, măi. Măi, ce cântec al cui e? Cine a cântat cântecul ăsta? Îl cânta o colegă în școala de artă populară în 1975, de care nu mai știu nimic. Cum o chema? Mai ții minte? Nu. Eu, știi de ce? Că eu știu o ialomițeancă chiar de la mine din sat, care a cântat foarte frumos, avea o voce extrem de caldă, se apropia de Irina Loghin. Și o chema Niculina Moldoveanu. Nu. Și s-a lăsat de cântat, dar are în radio două piese, când eram pe Ialomița și a plecat Neica de luni. Tu știi cântecul ăsta? Nu. Dar sunt cântece... Poate, cine știe, o să mă registrez câteva piese și de Ialomița. Domnul Badea... Așa, în amintirea mamei. Avem un telefon? Hai să luăm un telefon. Bună seara! Hello? Bună seara! Sărmâna doamna Vasilica Ghiță, e neșibit, ne-ați revenit în casele și sufletele noastre. Așa e, ne era dor unora de alții. Și mi-a fost dor de dumneavoastră, sunt același Ion de la Mierlicești și salut și pe invitații dumneavoastră, pe mulțumim. Doamna Victorița Vlase. Și noi vă salutăm, doamna Mierlici. Bună seara! Multă sănătate le doresc. Am prins legătura... Tocmai atunci când mi-a citit mesajul. Am prins legătura. Uite, așa sunteți noroc. Norocos. A fost noroc cu mine. Nu, este și faptul că dumnealui este un mare ascultător de Antena Satelor și ăsta e darul de la domnul cel de sus. Domnul de la Călăraș, de la doamne, doamne. Că de acolo, da. Tot de acolo, din da. Baltă. Vreau să vă spun, doamna Vasilica, pe doamna Victorița Vlase, am cunoscut-o, am făcut și o fotografie cu dânsa. Nu, doamne, sper să nu se gândească cineva la ceva. Eram cu soția. Mai domnul Vlase, se poate. Eram și cu domnul Vlase și cu dânsul era cu soția, cu domnul Ioniță, cu soția domnul Ioniță. Da, ne-am întâlnit la festival. Acolo, da. Ei, ce vreau să vă spun? Sunteți o echipă minunată, vă doresc mult, mult, mult succes și... și în viața personală, și în viața muzicală, și... tot ce vă doresc dumneavoastră. Mulțumim frumos. Doamna Vasilica, să fiți alături de noi toată viața, că asta ne dorim. Toată viața, cât o fi acolo. Cât o fi, cât o dat.
Domnule Dobreș. Așa este, așa este. Așa e, domnul Mierlici. Numai bine. Sănătate. Domnul Badea, există în muzica populară dobrogeană mai puțini bărbați care cântă decât în celelalte zone ale țării? Doamnă, la mijlocul anilor 80, când am adus eu pentru prima oară material sfătuit de Emilia Bubulac, Dumnezeu să o ierte, activam la clubul Iremoas, unde era un ansamblu foarte renumit la vremea respectivă. A fost condus de Radu Voinescu, a avut ca dirijor Radu Voinescu, pe Marius Olmazu și mulți, deci dirijori de mâna întâi, cum s-ar spune. Așa. Da, Dumnezeu să-l ierte, Traian Turculea, care de fapt am făcut primele înregistrări. Iar doamnei Emilia Bubulac îi sunt recunoscător și acum și de câte ori o pomenesc, pentru că primele mele înregistrări le-am făcut pe spațiu dânsei. Deci Emilia a avut spațiu în radio emisie, da? Și a zis, măi, eu mai am piese, zice, hai, fă și tu astea trei piese care ți-au fost aprobate. Și mie și lui Constantin Pârcu. Greu se făceau, se greu se făceau, da, da. Și mai ales că materialul cu cele 5-6 piese care le-am dat eu, printre care Pe un deal de la Măcin, Cine are dor pe vale, deci primele mele piese cu care am debutat fusese rădate de vreo 3-4 ani și noi tot veneam și întrebam pe doamna Eugenia Florea, pe doamna Victoria Turcitu, Dumnezeu să ierte, care era la înregistrări. Doamnă, n-a intrat și banda mea la audiție. Aveți răbdare, domnul Badea, aveți răbdare. Da. Și iată, Dumnezeu a făcut în așa fel, în momentul când Emilia a avut spațiu acolo, aveam și piesele, cele trei piese aprobate și așa am reușit să sparg gheața și să pătrund. Iar era domnul Mihai Miron. Da, domnul Miron. Când da. M-am prezentat la comisie și zice, domnule, zice, hai să-l ajutăm pe băiatul ăsta, zice, și așa dobrogeni ca soliști bărbați, soliștii dobrogeni la vremea respectivă îi numărai pe degete, erau Natalia Șerbănescu, Aneta Stan, Mari Capitu, Floarea Tănăsescu, deci Elena Ionescu, iar din trei bărbați, era Marinica Iordache, care de fapt era muntean și activând la Brulețul din Constanța, a preluat în repertoriu și foarte mult dobrogea și zice, mai ales că are și un nume folcloric, auzi, Badea. Da, și chiar cei din comisie au zâmbit așa și, nu știu, m-au plăcut firicelul ăla de voce care l-aveam eu atunci la anii aceia, la vremea respectivă, a fost de bun augur cele câteva piese. Acum sunt câțiva tineri care promit. Da, deci după Revoluție s-a cam spart gheața. S-a deschis, da, s-a spart gheața. Și da. Și în mare parte s-a și ocupat și Radio Constanța și Radio Antena Satelor de răspândirea cântecului dobrogean. Da, și Antena Satelor cu Radio Constanța au fost surori așa de. Da, da, și au fost și radioului și de la București, de la doamna Constanța. Elena Ionescu Cojocaru, care a avut pepiniera de acolo și a căutat să-i ducă, să-i vadă, să-i asculte la festivaluri. Da, așa este, așa este. Da, la colegul nostru Dan Voicu i-a luat mereu după nu el. Mai zic, nu mai zic de Dan, Dumnezeu să-l ierte. Da, câte a făcut pentru a organizat din câteva rânduri, ba la Megidia, ba pe la Cogălnicianu, da, așa este. Gala cântecului la Murfatlar, gala cântecului dobrogean. Nu mai zic că ținea legătura cu toți primarii de prin comune, orașe și când erau zilele comune căuta. Da, și nu, deci mereu ne anunța pe noi cei de la Antena Satelor. Vedeți că așa eu vreau să intru și vorbea foarte mult și cu drag de toți cântăreții. Da, sigur că da, mi-amintesc că o chestie am ascultat câțiva soliști locali de acolo și zice, stați, nu pleca, stați aici că acum vine artileria grea. Adică următorii eram noi. Ca să nu zicem bătrânei, nu? Da. Hai să mai luăm două telefoane. Avem pe cineva la telefon, luați-vă căștile, bună seara. Bună seara. Vă ascult. Bună seara. Din Moldova vă sun. Poftim? Din Moldova vă sun. Din Moldova. Din Moldova, lui Ștefan.
Așa. În memorie sunt domnul Daboicu. Așa. Eu iubeam, era un copil care dumnealui al avea tot timpul. Știți, cântau muzică, Maria mea. Dumnealui avea un copilul ăla care îl iubesc acum, nu știu dacă mai cântă la dumneavoastră la antena satului, dar spunea tot timpul din Dobrogea. Maria mea, Naița. Nu știu la cine vă referiți. Da, nu știu. Nu știu la cine vă referiți. Nu știu, avea un copil, nu mi-aduc aminte cum îl chema. Așa, și care e problema, că nu înțeleg care e legătura. Deci eu iubesc pe dumneavoastră, am ascultat, o iubesc pe domnișoara care este, sau doamna. Doamna Vlase, domnișoara mai vrea ea. Trei domnișoare mari și căsătorite unele. Bun, mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Sănătate. Haide să luăm și al doilea telefon. Bună seara. Alo, să rămână. Vă ascult. Bună seara. Din Banat, în Caraș. Așa. Vă sună Răuță. Astăzi am fost la Arad, la Intagra Arad. Așa. Nu s-a auzit nicio muzică, dar noastră autentică. Unde? Acolo, la Arad? La Arad, da. Da, de ce nu? Absolut nimic, parcă noi s-a băgat niște oi aiure aduse de până afară, deci avem expoziție, dar fără muzică. Păi, au fi fost expoziție de oi, nu de muzică. Păi, dar cum? Auziți? Bun. A fost nuntă fără lăutare. A fost nuntă fără lăutare, ați auzit? Haideți că... înțeleg telefonul noastră că sunt și supărări de genul acesta, dar haide să revenim la Victorița Vlase și Constantin Badea. Eu am pregătit aici niște duete și v-am zis, avem mai întâi, te rog frumos, Irina Doruleț de la Constanța să fie primul, pentru că e un cântec foarte frumos pe care Constantin Badea îl cântă cu Natalia Șerbănescu, îi zic eu mama cântecului Dobrogean. Așa este. Da. Așa cum îl zic neascultătorii, mama antenizatelor. Da, da, de acolo a plecat. Perla nordului Dobrogean. Da, și cântecul ăsta am vorbit despre el și am vrea să-l ascultăm. De asemenea mai avem dar colaborarea noastră cu Natalia Șerbănescu, un pic despre colaborarea cu Natalia Șerbănescu, cum s-a întâmplat? Eram la începutul anilor 90, venisem la radio să mă interesez, tot așa aveam al doilea sau al treilea calup de înregistrări cu orchestra radio și dirijor Paraschiv Oprea. Și să vă spun și cum am cunoscut-o pe doamna Natalia Șerbănescu. Eram în Temișana, pe holul de la intrare. Știți că era telefonul ăla, da, de da, unde da, da, se făcea la interiorul negru. Da, așa. Și aud la un moment dat cu vocea de clopoțel pe care o avea doamna Natalia și zice, cu Jenny Florea, vă rog. Zice, probabil a întrebat cine o caută. Zice, Natalia Șerbănescu sunt. A, păi cum? Mă rog, ce spunea acolo, zice, bine, am să revin mâine. Și eu când am auzit, nu cunoscusem pe doamna Natalia, când am auzit, chiar am tresărit de emoție așa, m-am întors și am abordat-o pur și simplu. Îmi cer scuze, sunteți doamna Natalia Șerbănescu, eu sunt Badea, așa, am făcut și eu de câțiva ani de zile înregistrări și la radio și acum urmează altele și... mă bucur că vă cunosc așa, în sfârșit, v-am ascultat cântecele, știam discurile pe de rost, adormeam cu ele, puneam pick-up-o și când se termina, mă trezeam, întorceam pe partea ailaltă. Și așa, mi-a dat numărul de telefon, chiar participam la vremea respectivă la topul tinerilor interpreți și zic, mă puteți ajuta și pe mine cu un cântec mai vechi, o baladă, o chestie, că particip așa, zice, da, zice, uite numărul meu de telefon și mă suni. Și în felul ăsta am sunat-o, da. Mi-a dat o doină pe care am cântat-o în concurs, da. După care, de la dânsa a pornit, zice, măi bădiță, așa îmi zicea dânsa mea, măi bădiță, uite, eu m-am gândit că, uite, în Dobrogea am niște cântece și duete nu au existat. Nu vrei tu să facem niște duete? Zic,
Doamne, eu mă simt onorat că da. mă solicitați într-o chestie de asta, zic să... Nu, vi se pare că, zice, nu, stai liniștit, că am văzut eu, zice, știu, zice, dacă nu îmi plăcea cum cânți și nu așa, făcea. Nu făceam, da. Și m-a chemat la dânsa, am repetat, mi-a prezentat cântece de duit, mi-a dăruit și mie vreo două, trei cântece, dacă să fie tot în aceeași manieră. Așa. Și a zonei și că dânsa avea un stil, deci inconfundabil, da, nu ai cum să... Oricum, toți cântăreții, chiar și dumneavoastră, și Victorița, toți cei care rămân în sufletul ascultătorilor au ceva specific. Eu personal îi recunosc atunci când îi ascult, oriunde m-aș afla. Când nu recunosc pe cineva, e semn că omul acela încă nu și-a găsit drumul. Exact, da. Da. Și în felul acesta am repetat, am început, am făcut cunoștință. Pe loc, am căutat orchestră, am căutat studio. Tu cum ai cunoscut-o, draga mea? Eu am activat la Casa de Cultură a Ministerului de Interne și acolo l-aveam instructor pe domnul Gheorghe Sărac. Așa. Și prin dumnealui am cunoscut-o pe doamna Natalia. Într-o zi mi-a spus: hai, vrei să mergi până la doamna Natalia Șerbănescu acasă? Am fost șocată, nici n-am știut că locuiește în București și culmea locuia chiar aproape de unde lucram eu. Așa. Pe calea Griviței era. Am mers la doamna Natalia, am urcat cu liftul la etajul 7, a deschis ușa și când m-a văzut a zis, în loc de bună ziua, tu semeni cu mine. Zice, ia să te ascult, să văd ce știi. Și m-a descusut bine de tot. Și după aceea a ajuns la concluzia că putem lucra. Și am lucrat împreună în Nunta Dobrogean. Da, chiar despre povestea asta cu Nunta Dobrogeană mi-a vorbit foarte mult Mihai Hagiu la vremea potrivită. Domnul Hagiu a fost nașul meu de botez în radio. Așa. Da. În decembrie, în 99. Meu coleg Mihai Hagiu. Da, îl salutăm pe această cale. Îi mulțumesc și pe din suflet. Ai intrat așa într-o tăcere mormântală. Și pe doamna Diana. Îi place acolo la țară, probabil să simte bine. Da, și... da. Hai și... să vorbim un pic despre aceste duete, că am grupat aici. Deci Constantin Badea, Natalia Șerbănescu, vreau neapărat să ascultăm acest Dorules de la Constanța, ne va mulțumi toată lumea care îl ascultă. Cântecul cu vaporul, da, Victorița, așa, Victorița Vlase, Badea, Constantin, măi pescare cu noroc și aia ai tu, draga mea, un cântec cu un grup vocal instrumental, draga mea, a fost mărul cu mere, e atât de frumos cântecul ăsta și o să vedem ce mai ascultăm. Da. Să știți proscuța, că... faptul că am făcut duet cu Victorița, tu, doamnei Natalia, tot de acolo ni se trage. Tot de acolo, da? Da. Da. A zis la un moment dat, auzi, măi bădiță, eu sunt mai bătrână, zice, ia să cânti tu cu Victorița. Da, și chiar s-a bucurat foarte mult, mi-amintesc că am avut mare o filmare lucru. Și Victorița a vorbit cu ea la telefon și zice, faptul cum a scântat, mă rog, da. De la doamna Natalia Șerbănescu am învățat până și cum să intri, ne explica cum să intri pe scenă, cum să te uiți la public, cum să faci reverența de mulțumire. Cum să stai, deci a fost cu o școală, să l-atragi pe public, exact, o școală, deci în momentul intrării. A fost, deși aveam disc Electric Record, aveam două rânduri de înregistrări, a fost o cotitură și da, parcă am simțit cântecul și... Altfel decât altfel, până da, și să mi-a fost apoi cu mai mare ușurință să încep să creez. Deci un cântec cu o linie melodică care am auzit-o, o știu de pe vremuri de la ciobanii care, machidonii care treceau, am început să brodez pe ea și din aproape în aproape și cu mare ușurință, nu chiar ca dânsa, am început să fac și mare parte din repertoriul ulterior este o creație bazată pe linii melodice obținute de la doamna. Să știți că nu a fost foarte drăguță și să ne pună pe tavă. Nu ne-a pus pe tavă. A fost foarte dură, severă cu băț, noi. Da. N-avea băț, dar ne-a cernut prin șurul ăla, prin sita aia cea mai deasă. Foarte și, frumos. Da, și o mai supărat câteodată, eu știu, zic, doamna Natalia, cine v-a supărat? Zice, mă, voi dacă mă supărați, sunteți ei mei.
Da. Dar nu permite. Poți să mă supăr pe voi, dar tot ai mei sunteți. Tot ai mei sunteți. Da, bun, da. Să ascultăm, dragi prieteni, câteva cântece foarte frumoase care o să vă placă. Te-ți bate inimioară, că sună sirena iară. Când sună a doua oară, mi-a picat o lăcrămioară, mândrulița mea, mă. Minte și în neamă, dorulesc de la Constanța. Eu l-aștept și-n porta maru, mai departe-l duce valul, dorulesc de la Constanța. Să te ajungă dragostea, mă, când o vei furtună grea, mă, poporanule, mă. Copiliță bălăioară, dorul tău mă aduce-n țară, dorul-ți de la Constanța. Inima mi-e foc și pară, dar vaporul pleacă iară, dorulețe de la Constanța. Sună răgușit vaporul și pleci bădiță cu dorul, și mă lași cu lăcrămioare la vara viitoare, vaporanule, mă. Dă-mi gurița la plecare, sunt ochii dumii tale, dorureți de la Dobrogeană, trandafirule, frumușică și codană, trandafirule, eu am sunt vintirele, hai mă roșu, trandafir, tu curăță peștele, trandafir. Uite, colea ia un crap, ai și lăcune la proțap, și luăm perpelii pe jar, luăm stropii cu murfat lar. Măi, bă,
de bine zici, busuiocule. Uite și biban vreo cinci, busuiocule. Și până strig la vecină, hai mai verde busuioc, cu bune de mămăligă, busuioc. Strigă și pe nea Ilie, să vină cu-a lui Mărie și să petrecem bărbate până când s-o face noapte. Vom rămâne aici în baltă, busuiocule, până când s-o face noapte, busuiocule. Om petrece-o chefuie, hai mai verde, busuioc, ca la lunga Dunărie, busuioc. Sus pe cer e lună plină, scaldă Dunărea lumină, nici urmă de vânt nu bate, hai să petrecem, măi frate. Sus pe cer e lună plină, scaldă Dunărea lumină, nici urmă de vânt nu bate, hai să petrecem, măi frate. Înțelepciunea e mama fericirii. La Școala Vieții cu Vasilica Ghițăene. Dragi prieteni, încă mai avem 20 de minute, din care sperăm să ocupăm și o mare parte cu muzică, dar vreau să intru pe invitații mei. Ce speră că se va întâmpla cu muzica Dobrogea? Sau ce speră sau ce cred? Eu sunt un pic supărat. Da? De ce? Da. Pentru că se cam diluează repertoriul dobrogean, adică se subțiază. Adică ce vi simțiți că se întâmplă? Simt că ce apare n-are rădăcină. E luat adică, o crenguță de colo. Am văzut, da. Nu e numai de folclorul dobrogean vorba. Așa este, e la nivel național. E la nivel național. Chiar am auzit zilele trecute un cântăreț. Un cântăreț care avea, de fiecare dată când pronunța un vers, mă gândeam la cântecul lui Cutare și un alt vers de la cântecul altuia și din zone diferite.
de aceea, în zona lui. De aceea... Bine, e adevărat, dar să știți că generația noastră și generația dinaintea noastră s-au respectat în privința repertoriului. Adică doamna Natalia Șerbănescu, deci cântând concomitent cu Aneta Stan, cu Elena Roizen, fiecare a avut repertoriu, stilul pe care și l-a dus mai departe. Iar ceea ce a venit ulterior s-a așezat în lada fiecăruia, așa nu s-au, nu s-au amestecat. De aceea eu recomand tinerilor, care vin acum, copiilor și tinerilor, să se respecte în primul rând pe cei care au fost înaintea lor, dar și între ei să se respecte. Că dacă a făcut unul un cântec, bine, poate să-l cânte, dar nu, mi se pare că, spre exemplu, eu știind că, chiar dacă era cântec dintr-o culegere, să zicem, da, l-a luat și l-a făcut altcineva înaintea mea. Parcă nu mi-a mai venit să-l iau și să-l fac și eu. Sau doar îl cântam așa în spectacole, știți? Că deja se identificase respectivul, da. Respectivul cu acest cântec, știți? Da. Da. Dar așa, ca arie de răspândire, mă bucur că apar cât mai mulți. Se cerne da, și rămâne ce trebuie. Și rămâne ce trebuie, cum da, ziceți da. Dumneavoastră. Zi, da. Eu ce să vă spun, că mie mi se pare că e așa o întrecere între părinți, care mai de care să da. Asta care mai de care să apară cu copiii la televizor, care mai de care să-i ducă, să-i imprime. În primul rând sunt copii, au glasurile în formare. Și le și creează o falsă idee despre exact, propria persoană. Și ei se cred deja vedete și... Și pe urmă, deziluziile sunt mai mari. Da, bineînțeles. Și important e că fiecare să aibă personalitatea lui, fiecare să vină cu repertoriu personal și să, în momentul când a spus... Acum o dau exemplu pe Cătălina Alexa. Cătălina Alexa, într-adevăr, va fi un nume, este un nume muzica dobrogeană, Ionuț. În momentul când a apărut, îl cunoști după glas, îl știi după cântecul lui. Da, așa vin și cânt. Știu, la Turcoaia, de la Tulcea, copiii de acolo au imprimat un cântec cu Dunărea și pe urmă toți l-au luat și l-au făcut și te duci într-un spectacol sau într-un concurs sau chiar în filmările de televiziune, vin și cântă același cântec cinciși. Chiar am văzut da, un... Da, e ceva repetativ așa. Un soi de concurs unde sunt și voci, nu mai e nicio preselecție. Și faptul că, nu știu, mi se pare că nu mai au inspirație. Sau nu vor să mai caute, să mai pună mintea la contribuție. Draga mea, ar trebui să li se spună, lasă-te de... povestea asta, că nu-i de tine. Pare dur ceea ce spun, dar până la urmă... Nu există o triere adevărată. Am văzut e un concurs fals. La una din televiziunea asta care se ocupă de folclor. Se ocupă. Trăiește din folclor, că asta este adevărul, și în care apar niște copii care n-au niciun pic de talent. De voci. Da. În primul rând. Știți ceva? Mie mi-ar fi rușine să îmbrac acest costum sfânt în momentul când știu că eu nu am glas. Pentru ce să mă duc ca o păpușă, ca o marionetă îmbrăcată în popular, când eu deschid gura și sunt ca doaga de butoi? Pe cuvânt! Aia sună bine, Avin? Da, sună toamna. Da, că vara nu. Avin, vara stă și vegetează. Și din păcate e că avem așa ceva. Las la o parte faptul că sunt copii foarte mici care cântă iubirea de Badea. Ah, bineînțeles. Și textele se vede că umblă părinții la ele și fac părinții ceea ce cred ei că merge. Și mă deranjează faptul că există lipsa de selecție a redacțiilor respective, a redactorilor respectiv, care își permit să scoată în față niște copii la care cei de acasă se uită și au expresia, sunt sigură că așa spun, săracul. Da, adică sau săraca. Adică îl privești ca pe un copil cu probleme. Cu probleme. Da, asta este foarte grav. În primul rând părinții și în al doilea copiii rând copiii aceștia pot trăi o dramă mai târziu, pot
să nu îi mai poți recupera pentru altceva. Da, ei au fost încurajați, au fost, da, ești bun, cânti foarte frumos, vei deveni cântăreț. Mare cântăreț, vedetă, te vede. Copilul respectiv îi crește sufletul în el. E, da, am cântat bine, dar... Deci în momentul în care tu încurajezi un copil non-valora, care nu promite prea multe, cântă pentru el, cântă ca un copil, cântă, stai să vedem, mai răbdare, testează-l, du-l la un profesor, vezi și nu-l băga din start în... Ce evoluție poate avea glăciorul lui de vocile în schimbare, care sunt 13-14 ani, deja fac înregistrări alea, deja da, nu rămân. Da, sunt de la 10-11 ani foarte mulți apăruți care au discuri. Și care după aia au dispărut. Da. Vreau să vă spun o întâmplare adevărată. Că eram în clasele 1-4 și învățătorii mei, Denca și Constantin Gurgu, doamna Gurgu, a început să facă o selecție pentru un grup vocal. Printre fetele chemate la grup era și colega mea Mira Roșoiu, Costică, tu o știi. Da. A început Mira să cânte. Când a auzit-o doamna, odată a strigat, taci! Să nu te mai prim pe aici! Și acum îmi spune, zice, mă, nu o să uit în viața mea când m-a dat afară doamna, că eu nu știu să cânt. Da, și așa a făcut foarte bine, pentru că Mira nu putea să cânte. Trebuie privit cu multă seriozitate. Cântecul trebuie să-l respecti. Să-l respecti versul popular. În momentul în care începi să cânti și ai tendințe ușoare de creație, respectă metrica populară, respectă... Exact ceea ce ar trebui să facă și cei... Da, deci că imediat se simte versul modern într-un cântec popular, dacă nu e și în stilul zonei respective. Și este străin cântecului popular. Eu vă opresc aici cu povestea asta. Este un subiect pe care aș vrea să-l atac în mai multe emisiuni, dacă îmi va da voie viața și timpul vieții mele să fac lucrul acesta. Știți cum mai zicea Costică odată? Zice, dintr-un kilogram de vin bun, ați scos 10 de poșiri, că el a spus-o. Da, da. Așa că... Da, adică, puțin mai ascuns, ți-aș da o sau replică. Eu le-am spus ți-aș așa, nici replică. N-au să divia și vor să aibă vinul. Ți-aș da încă un exemplu, o țărancă prietenă de-a mea din zona în care stau eu acum pe la țară, Florica, mi-a zis într-o zi, supărată, venise de pe drum cu o problemă și îmi spune, astăzi, pe drum, în loc să găsesc 100 de lei, am găsit un prost. Și mi s-a părut extraordinar observația ei, pentru că e valabilă în foarte multe cazuri și eu tocmai scusesem în cartea asta de proverbe și se potrivea mănușă la ce gânduri aveam eu despre carte, despre ce înseamnă vorba veche în educația tinerei generații. Eu însă, pe repede și pe scurt, așa vreau să vă spun că ați cântat și în alte limbi și am zis mai devreme că n-ați amestecat alte limbi decât acestea românești, da? Și ați cântat câti voi, fiata Ardăună, da, Pirister. Sunt cântece pe care le știu de când eram copil, cântate de... Nu la radio. Eu am auzit cântecul machidonesc cântat acasă. De copil acasă de machidonii din sat. Nici n-aveam radio. Ulterior, prin clasa a doua, a treia, a luat tata un aparat cu baterii și pe urmă ne-a băgat și nouă curent pe stradă. Haideți să ascultăm și... melodiile astea. Eu vreau să vă luați la revedere înainte de la ascultător. Eu vreau să-l salutăm cu această ocazie. Așa. Pe Nelu Ianca de la Mihail Cocălnicianul de Constanța. Și să-l așteptăm o dată aici. Și să-l invitați că vine să vă aducă o pită de lapte, altfel de plăcintă, nu ca cea care v-am adus-o eu. Și o să fie ceva inedit. Inedit, da, și să prezentăm ascultătorilor niște lucruri interesante. Eu am niște prieteni în zona asta de cultură, ca să zic așa, și sper că acei oameni vor fi fericiți când vom oferi o asemenea mostră de cultură. Deci câti voi, Vlase Victorița și Constantin Badea, fiata armână, Constantin și... Badea, avem... loc și de trei piese. Draga mea Irina, mulțumim foarte mult pentru precizări. Haideți, dragi prieteni, la revedere, le spun. Vă mulțumim și, din suflet. Și eu le mulțumesc pentru seara minunată. Salutăm cu mult drag toți dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult și tuturor celor care ne-au mulțumit nouă pentru seara aceasta minunată. Începe weekend-ul.
Mulțumim, vă las pe mâini bune, pe mâinile antenezatelor. Să știți că săptămâna viitoare ne vom întâlni cu Steliana Sima. Oh,
El va-și bate șoasă-n sol, pe mare mirachineam. El voi da tot în pânar, el va-și bate șoasă-n sol, el va-și bate șoasă-n sol, pe mare mirachineam.